Media nouă. Bine v-am găsit! Suntem astăzi alături de Sabin Sărmaș, care este șeful Autorității pentru Digitalizarea României, Agenda pentru Digitalizarea României. Te salut, Sabin! Te salut! Atâtea denumiri a schimbat Autoritatea pentru Digitalizarea României. Da, a nimerit să. Ok. Te-am sunat pentru că, uite, tu ești un clujan care a ajuns la locul acesta fierbinte, să spunem, locul unde se digitalizează România forțat. Până acum pașii se făceau extrem de lent, iar acum se fac în alergare. Ai ajuns fix acum în momentul acesta, cred că nu te așteptai la desfășurarea asta evenimentelor care forțează practic România să treacă la o digitalizare. E adevărat, noi aveam, oarecum ne-am făcut o agendă și aveam niște planuri pe termen scurt, mediu și pe termen lung, atât că se pot face planuri pe termen lung în România, dar contextul cumva ne-a și dat șansa să le facem mai repede, să facem mai repede pașii aceștia și ne-a și forțat pe alocuri și fiind în poziția asta până la urmă, având puterea asta noi ca instituție, mă refer, am văzut și oportunitatea și am zis că sunt câteva lucruri simple pe care le putem face și care să schimbe până la urmă fundamental modul în care merg lucrurile în România. E un context bun, e un context în care, context prost pentru țară, prost pentru oameni, dar din punct de vedere a digitalizării și adopției, să spun, a soluțiilor digitale, e un context cum nu cred că a mai existat în România vreodată. Tocmai că mi-amintesc despre, bine, poate tu o să mă corectezi, eu țin minte două mari tentative de digitalizare a României. Proiectul E-România de pe vremea guvernului Boc, în care, dacă mi-amintesc bine, s-au investit vreo 500, s-au alocat cel puțin 500 de milioane de euro la momentul respectiv, o sumă uriașă. S-a tot discutat în mediul online atunci despre acest proiect. Apoi, pe vremea guvernului Cioloș, s-a format o echipă de specialiști pe care apoi guvernul Grindeanu a trimis-o acasă. Da, s-au cam dus ei, nu s-au mai înțeles. Așa este, primele tentative, într-adevăr, primii pași pentru digitalizare s-au făcut încă de pe vremea guvernului Boc. Cred că primul interes pentru digitalizarea România și pentru industria de IT în general a fost atunci când s-au dat acea lege propusă de domnul Pambucian cu reducerea de impozit sau, mă rog, cu scutirea de la plata unor impozite pentru firmele de IT. Pe urmă și statul a înțeles că e important să țină pasul cu industria, să facă acest demers. În proiectul E-România alocarea a fost mare, dar s-au cheltuit în final puțin peste 10 milioane de euro. Păcate, proiectul respectiv nu a avut efect. În punctul meu de vedere, n-a fost dublat de o inițiativă legislativă de foarte multe ori. Chiar dacă se propun proiecte, adopția soluțiilor nu este cea la care ne așteptăm. Adică trebuie să venim și cu obligații către autorități și așa mai departe. Nu s-a dat nicio lege în acest sens în a utiliza respective soluții și proiectul n-a funcționat. Bun, și acum tu te simți sprijinit? Da, deci știu că am dat această ordonanță, am reușit să propunem această ordonanță prin care obligăm practic toate autoritățile și instituțiile publice să primească scrisuri în format electronic, lucru fără precedent în istoria României. I-ai dat peste cap, ai dat autoritățile locale cel puțin peste cap. Și centrale, dacă mi-amintesc bine, chiar la Parlament se cere ștampilă încă. Da, e adevărat. Da, și numai ștampila e o chestie care există numai în imaginația funcționarului public, îmi pare rău să o spun. Adică e prin lege, ștampila nu mai există astăzi. La noi sunt și cutume peste care nu trecem de cele mai multe ori și funcționarul rămâne cu vechile obiceiuri chiar dacă legea se schimbă. Să știți că nu i-am dat peste cap, i-am făcut și un bine autorităților. Știu că cetățenii pot și companiile să trimită astăzi documente în format electronic și autoritățile au obligația să le primească, dar și autoritățile pot să trimită altor autorități scrisuri în format electronic și partenerilor de lucru și de dialog și de muncă au obligația să primească aceste scrisuri în format electronic. Adică și nu e așa de complicat. Până la urmă, multe primării, de exemplu, au platforme electronice. 50% nu erau folosite. E un moment bun să le folosim. Bun, dar spune lucrul acesta celor care conduc o primărie la țară. Nici nu trebuie să căutăm departe de oraș. Undeva la țară e confortul acela. Nu se întâmplă nici măcar să se pună convocatorul pentru ședințele de Consiliu Local pe site-ul primăriei.
E adevărat. Lucrul ăsta trebuie să schimbe. Și pentru primările de la țară, noi avem platforma asta aici, aici.gov.ro, va putea înrola practic orice instituție, primărie, mică instituție, mai mare, publică, cu procedurile pe care, pe care le are. Astfel încât să primească documente în format electronic. Dar la o primărie mică, ne-am gândit la toate scenariile, a fost mult dezbătut ordonanța asta, la o primărie mică lucrurile sunt extrem de simple. O adresă de e-mail tot au. Mulți oameni care să trimită multe documente în format electronic nu sunt. Sunt câteva firme, probabil, în respectiva comună și câțiva cetățeni. Din păcate spun asta. Ei, până la momentul în care numărul de cereri, de solicitări va crește, le-am lăsat posibilitatea de a utiliza poșta electronică, respectiv e-mail-ul. Nu o să aibă un flux de documente nemaipomenit, de negestionat. Important e ca pentru toți cei care, și sper ca cetățenii să pună presiune pe autoritățile publice, o spun cu toată deschiderea, sper să facă asta, să le spună, vrem să ne primiți documente în format electronic, avem dreptul ăsta, să mergem spre normalitate. Sabin, ai zis că ești sprijinit, poți să faci la un moment dat să fie obligatoriu, poți să faci, puteți, dacă va vrea guvernul, să faceți obligatorie chestiunea asta și să excludeți prea multă hârțogăraie, adică dacă se poate să scoateți hârtia în afara legii. Ideal este să... Da, e un vis frumos, e adevărat. Ideal este să ajungem acolo la un moment dat. Am zis că să nu e... Ne gândeam cât de mult putem să împingem lucrurile. N-am vrea să facem pași absurzi, nu vrem să blocăm instituții, dar cred că sunt mecanisme pe parcurs. Nu știu, la un moment dat se poate, putem să punem peste 2 ani de zile după ce ne obișnuiește cu digitalul o taxă pe hârtie, să nu mai fie, nu știu, să nu mai fie, oricum suntem într-o politică europeană care are principal pilon, acum a schimbat coronavirusul toate politicile, dar are pilon principal protecția mediului, așa că poate ar fi bine să ne gândim la hârtie de 2 ori înainte să o plimbăm prin instituții. Da, mai ales că mă gândesc că funcționarii publici au nenumărate cursuri de perfecționare pentru activitatea lor digitală, știi? Adică în fiecare vară sunt o grămadă de cursuri la care se înscriu oameni, merg la mare, fac tot felul de lucruri acolo, dar nu învață efectiv nimic, din păcate. Cel mai bun curs și intensiv a fost în perioada asta, în care n-au avut încotro. Toți au învățat cu mail, cu tool-uri de videoconferință. Vezi, spunea Doru Pop, care este un analist foarte bun, că virusul ăsta are o inteligență. Este un turnesol care scoate în evidență slăbiciunile fiecărei societăți. Chiar dacă vorbim de China, chiar dacă vorbim de Italia și uite că vorbim și de România. Ne-a scos în evidență foarte clar slăbiciunile și acum trebuie să lucrăm să le astupăm cumva. Da, și am mai scos un lucru foarte interesant, are, sau poate să aibă legătură cu procesul de digitalizare. Am mai scos în evidență un lucru, că instituțiile publice din România pot lucra cu mai puțini oameni. Dureros, așa e? Dureros. Cred că a arătat mult instituții că se poate, putem să fim mai supli și că dacă ne automatizăm un pic procesele, lucrurile pot să meargă mai bine. Sabin, vin alegerile. Nu știu ce zice domnul Orban de chestia asta. Cu faptul că... Dacă te gândești la reducerea numărului de bugetari... Nu, am spus că n-am insinuat o reducere a numărului de bugetari. Nu la asta mă refeream. Mă refeream la faptul că se poate lucra mai eficient, mai suplu și în condițiile în care nu stăm claie pe grămadă foarte mulți pe 3 hârtii. La asta mă refer. Cum zici tu? Bun, mai zi puțin de ce faceți voi acolo. Am văzut știri oficiale .ro și alte site-uri pe care le scoateți. Dacă mă întreb pe mine, știri oficiale este redundant. Asta e părerea mea, pentru că în mod normal știri oficiale .ro este site-ul Guvernului României. Este, dacă vrei, site-ul Parlamentului. Este, dacă vrei, TVR, Mediafax, Ager Press, Radio România Actualități, toate care au acționariat de stat. E adevărat. Poate să pară în oarecare măsură redundantă informația apărută acolo, dar este un portal de știri care s-a focusat 100% în această perioadă pe știrile legate de coronavirus. Este un portal care, până la urmă, și nu știu dacă ai reușit să vezi, și Facebook-ul l-a recunoscut ca fiind portal de știri oficiale pentru toate comunicatele legate sau toate informațiile legate de coronavirus.
și cumva să transform, deși aveam acel grup de comunicare strategică care venea cu comunicate în fiecare zi, am spus că trebuie să avem un agregator, un loc în care cetățeanul poate să uite, să știe că acolo sunt știri despre coronavirus oficiale, sunt o grămadă de fake news în ultima vreme, foarte multă panică, oameni dezorientați. E un mod de, a spune jurnalistului că e nefolositor până la urmă și de obicei este foarte periculos ca statul să facă el regula în news, știi? Eu cred că putea să... Nu ne-am dorit să facem regula. Eu cred că statul putea să... Adică era un... E un portal, până la urmă, o sursă de știri și pentru jurnaliști în sine. Sigur, voi aveți mecanisme și vă puteți uita foarte repede pe diferite surse de știri, știți unde să căutați adevărat. Dar am văzut, acum nu la jurnaliști cu experiență, am văzut situații în care jurnaliști au mers și ei pe piste greșite. Nu e cazul tău sau altor colegi, dar s-au dus pe surse de informații că nu erau neapărat, nu le-au verificat. Probabil că n-au urmat regulile jurnalistice. Nu ne-am dorit să vă concurăm. Nu, asta e ideea, evident. Adică ar fi culmea ca statul să se transforme într-un soi de agenție de presă. Sabin, mai ai 2 minute până la o activitate despre care mi-ai spus acolo la tine, la Autoritatea Digitală Română. Vreau să încheiem, dar vreau să-mi spui ce pregătiți, așa pe scurt. Mai pregătim câteva măsuri și câteva platforme. În primul rând, pregătim un mecanism prin care să ajutăm oamenii să-și ia acea semnătură electronică la distanță mult mai ușor, fără să mai fie prezenți la ghișeu. E un alt pas important. Pregătim câteva soluții și pe termen mediu, pregătim niște proiecte, pentru că nu totul se poate face de pe astăzi pe mâine. Acum am găsit niște shortcut-uri care să ne ajute să evoluăm rapid, dar încercăm să facem niște proiecte pe termen mediu care să ofere identitate electronică cetățeanului, servicii de autentificare electronică sigure, ca să deschidem această paletă de servicii către toți cetățenii din România. Începem să lucrăm pe proiecte pe termen mediu, pe termen lung, cu o mai mare greutate. ANAF, trezorerie, ăștia... Colaborăm bine cu Ministerul Finanțelor. Noi cumva nu o să luăm rolul ministerelor în sine când aș face ordine propria o gradă, dar lucrăm împreună și asistăm. Practic cu Ministerul Finanțelor am început să lucrăm foarte bine. Ghișeu.ro, care este un portal de plăți pentru toată țara, și vom veni și aici curând cu încă o surpriză bună, legate încă câteva surprize bune legate de ghișeu.ro. Ghișeu.ro începe să lucreze bine cu ANAF-ul din nou și o să avem un portal de plăți sănătos unde cetățeanul poate să-și plătească cam tot ceea ce dorește. Și Open Data, despre ce se întâmplă în România? Cu Open Data am început să lucrăm încă de la începutul venirii mele aici. Eu știu că e un subiect care impactează cumva media și nu numai, impactează tot cetățenii. Instituțiile încă nu sunt obișnuite cu ideea de Open Data, nu reușesc să-și șeruiască între ele datele, să le țin, adică nu dau datele între instituții, dar aminte open către cetățeni sau către alte companii sau către public până la urmă. Dar și aici lucrăm și cu câteva ONG-uri, lucrăm și cu echipa de la Ministerul, de la Secretariatul General al Guvernului, care e responsabilă strict de această parte de open data. Sabin, până la urmă sunt reglementări europene care ne obligă să... Mai vorbim, du-te că ai întâlnire cu colegii tăi. Îți mulțumesc foarte mult! Salut! Te salut! Succes! Cu sport să ai. Salut! Mersi frumos! Pa, pa! Salut! Media 9.